V-ați gândit vreodată de ce spunem ok și de unde provine cuvântul? Ok, o să spuneți că noi spunem ok pentru că engleza e internațională, iar formularea ok e concisă și explicită, așa că am preluat-o și noi ca restul lumii. Dar întrebarea reală este de unde a venit cuvântul? În engleza veche, această formulare nu exista, așa că ne-am gândit să vă spunem povestea foarte interesantă a provenienței cuvântului ok și cum a devenit atât de răspândit. Hi. Okay. Dacă am fi foarte atenți, ne-am dat seama exact cât de mult auzim și folosim cele două litere. Ok-ul a devenit imperativ în cum comunicăm cu ceilalți și cu tehnologia. La fel ca orice lucru super mișto sau super nașpa de pe lumea asta, ok-ul a fost inventat de americani. Prin anii 1830 în Boston, apăruse un trend în rândul tinerilor intelectuali, adică a hipsterilor de pe acea vreme, de a scrie greșit diverse abrevieri. Cam la fel cum și hipsterii din ziua de azi s-au apucat să scrie greșit cuvintele pentru a ironiza plebea cu mai puțin acces la educație sau cum s-au apucat să asculte ironic manele până când au început să le placă. La fel ca acum, adepții trendurilor se distrau copios folosind cuvinte ciopărțite drept mesaje codate. Spre exemplu, aceștia spuneau KC pentru enough said, KY pentru no use și OW pentru all right. Dar una dintre abrevieri a devenit extrem de populară pentru simplitatea ei, și anume OK pentru all correct, scris greșit, bineînțeles. Adică cu O în loc de A și cu K în loc de C. Oamenii erau next level, nu se rezumau doar la a scrie greșit cuvintele, ci le și abreviau. În secolul XIX, formularea All Correct era folosită mereu pentru a confirma că totul era în regulă. Dar versiunea abreviată a formulării, adică OK-ul, a reușit să iasă din bula intelectualilor bostonezi și să atingă popularitatea culturală în 23 martie, când OK-ul a fost publicat sub formă de glumiță în Boston Morning Post. La scurt timp după aceea și alte ziare au început să scrie despre această glumiță până când au popularizat-o în întreaga țară și astfel a ajuns să știe toată lumea ce însemna OK. În timp, OK-ul a încetat să fie văzut ca slang și a fost introdus în dicționare. Practic, formularea a devenit populară, la fel cum a devenit popular și trap-ul. La început toată lumea făcea mișto, până când a început să li se pară cool. Și toate astea datorită telegrafului. Nu popularitatea trap-ului, ci a OK-ului. Telegraful a fost lansat în 1844 și transmitea mesaje scurte folosind codul Morse, formând puncte și linii care reprezintă litere din alfabet prin impulsuri electrice. Acesta a fost boom-ul OK-ului, cele două litere fiind ușor de transmis și nu prea puteau fi confundate cu altceva. Astfel, formularea a devenit confirmarea oficială a recepției mesajului. Din acel moment, niciun mesaj nu era considerat recepționat până când se primea OK-ul, mai ales printre operatorii care supravegheau construcția masivă a căilor ferate din acea perioadă. Dar mai există un motiv pentru care popularitatea celor două litere nu s-a diminuat și nu are legătură cu lingvistica, ci cu marketingul. În limba engleză sunt foarte puține cuvinte care încep cu litera K, astfel încât atunci când apare într-un cuvânt, atrage atenția și rămâne în memoria vizuală a cititorului. Așa că în secolul 20 a început o adevărată modă în publicitatea din America, brandurile trântind cât un K în loc de K în cam orice denumire de produs sau text publicitar pentru a atrage atenția. Cum s-a întâmplat și cu covoarele Clear Flex sau cuptorul Cookwright sau Kool-Aid, iar moda a prosperat. Dar pe la sfârșitul secolului 19, originile OK-ului se cam șterseseră din memoria colectivă, astfel încât experții au început să dezbată de unde provine. Astfel s-au perpetuat și diverse mituri care nu prea aveau legătură cu realitatea și care au înlocuit povestea reală. Probabil cea mai populară teorie greșită a fost că formularea provine din cuvântul indienilor Choctaw, OK, care se aude aproape la fel și înseamnă So it is. Adică așa este. Și poate că originile ei au fost uitate și dezbătute, dar până la urmă nici nu ar mai avea vreun impact asupra limbii. OK-ul este deja întipărit în limbajul colectiv ca fiind o confirmare neutră.
Alan Metcalf a scris o întreagă carte despre cuvânt, care se numește OK, The Improbable Story of America's Greatest Word. În carte, acesta spune că OK-ul afirmă fără a evalua, adică nu arată sentimente față de o informație, ci doar o recunoaște și o acceptă. Atunci când îi spui mamei că ai ajuns OK la destinația ta de vacanță, nu înseamnă că drumul a fost minunat sau că ai avut peripeții, ci doar că ai ajuns la destinație întreg. A devenit deja un reflex să confirmăm orice cu un OK. Până și atunci când au aterizat americanii pe lună, confirmarea s-a dat printr-un OK. Și hai să te gândești că totul a pornit de la o glumiță hipsterească din 1800 toamna. Cine știe, poate în câțiva ani vor ajunge și autoritățile române să confirme recepția de informații printr-un adevărat. Spuneți-ne la comentarii dacă v-a plăcut acest episod și dacă ați vrea să vedeți mai multe episoade în care explicăm originea unor cuvinte sau obiceiuri populare. Dați un like și un subscribe dacă sunteți la fel de curioși ca noi. Eu sunt Dana Bacinski și ne auzim în episodul următor.